se varnează. Cei din urmă vin și se ascunde. Camarazii se scoată din încercuirea datul romanilor și reușesc chiar să ne spindă pe romani, care însă fură un copil dar. Au făcut, au enervat foarte tare, i-au enervat foarte tare pe daci, însă dacii nu au ce face, ci se decid să accepte această situație, dar unul dintre ei nu suportă, Homozor este numele său, și nu suportă să-și vadă iubita pe Meda răpită de romani. Ignoră strigătele dacilor, ignoră strigătele comandanților și iasă să se lupte cu romani. Este suficient pentru a răpune. Homozoi renunță la scut și teribilul său fals să facă daune roman. Romanul rezistă cu greu. Este surprins de forța pe care o arată în luptă, de curajul acestui mic război. Însă se retrage în cetate. Romanii furioși amenință să distrugă sărată cetatea, mai ales să ucidă pe prietena lui Pomozoi. Meda, unde este Meda? Au răpit-o, au ascuns-o bine. Romanii se apropie. Însă oferă dacilor o șansă. Vedarea lui Pomozoi ar fi început și ar fi fost acceptată de roman și atunci cetatea n-ar fi fost asă, iar Meda ar fi fost eliberată. Pomozoi se jertfește, se predă singur. Meda este eliberată. De data asta, romanii se țin de cuvânt o viață împotriva alteia. Iar legiunea se întoarce peste Dunăre, spre Roma, purtându-l pe Comozoi cu el, Comozoi care va deveni un legionar roman. Se retrag și dacii și romanii. Prezentatorul constată că romanul ucis era doar rănit foarte grav, și acesta se trezește. Au trecut mulți ani de